Trecerea pe un suport digital a făcut posibilă salvarea unui interviu extrem de rar cu savantul Henri Coandă. El povestește pentru emisiunea Prim Plan din 1968, rubrică produsă și astăzi de Știrile TVR, cum primul zbor cu avionul cu reacție construit chiar de el a sădit o idee care l-a frământat pe savant timp de 20 de ani. Să pun două plăci de mică la dreapta și la stânga, deasupra și dedesubtul jeturilor. Efectul Coandă. Și asta chiar dacă renumita teorie s-a născut dintr-o catastrofă. Henri Coandă s-a prăbușit atunci cu avionul. Când am început să merg pe teren, am văzut că aparatul era foarte moale la comenzi. Și atunci, cum eram foarte nervos și cum era frică, într-adevăr, cum era frică și nimeni nu putea să-mi spui cum trebuie să zburăm, am pus ceea ce încercasem eu în atelier, am pus toată benzina. Și am început flăcările să iese așa de tare, încât am oprit și mi-era așa de cald, încât am fost obligat, am crezut că fac bine. Am văzut atunci că flăcările, în loc să iese în linie directă de la reactoare, în afară de fuzilaj, s-apropiau în mod foarte periculos de acest fuzilaj. Fuzilajul care era făcut în lemn de contraplaché, foarte subțire, și o mulțime de plăci de celuloid. Mi-a fost așa de frică încât nu m-am ocupat de altceva decât să reduc benzina la fiecare ca să reintre flacăra. În momentul când a intrat această flacără, am ridicat capul să văd. Și ce să văd? În acel moment, zidurile Parisului veneau înspre mine cu o iuțeală enormă. Deja zburați? Eram deja în aer, dar nu știam că eram în aer. Dar văzând zidurile Parisului, am tras de comenz, s-a ridicat aparatul aproape drept, în sus, a alunecat o aripă și am căzut. Am fost prăbușit jos, a luat foc aparatul, bineînțeles, dar norocul meu n-aveam nici o centură și nu era nici un capotaj. Așa că am fost aruncat afară, mi-am spart câțiva dinți și s-a terminat experiența. După ce a ars aparatul, eu nu eram demerit. De ce? Flăcările au schimbat de direcție. În 1932, obosit, venind de acasă, am luat o baie lungă, cum îmi plac mie băile foarte lungi. S-a plâns în baie și mă jucam cu picătura de apă care ieșea din robinet. Și odată văd că picătura vine de-a lungul degetului. Și subconștientul care lucrase în mine în timp de 20 de ani, odată mi-a spus: această picătură este în legătură directă cu gestul acela care înfășura. Și atunci mi-am dat seama și m-am pus să calculez și să-mi dau seama cum s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. Și 2 ani după asta, ieșea primul meu brevet asupra efectului Coandă.